Salonul Național de Primăvară al Artei Naive 2014, aflat de acea de-a 13-a ediție, a fost organizat și în acest an de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău, în parteneriat cu Centrul de Cultură George Apostu Bacău. Vernisarea și premierea câștigătorilor au avut loc vineri 28 martie la Muzeul de Artă Contemporană George Apostu. Juriul, format din profesorul dr. Aurel Stanciu, președinte, pictorul naiv Ion Măric, profesorul Daniela Gaftea, Carmen Voisei, director al Școlii de Arte și Meserii Bacău și Mari Bucur, artist plastic, a avut o misiune destul de grea, în concurs fiind înscriși 56 de pictori naivi din 14 județe. Această expoziție concurs de artă naivă mi se pare, poate din câte am văzut, cea mai curată expoziție naivă. Când spun curată, elimin elementul kitsch, pentru că foarte multe expoziții de artă naivă sunt cam încărcate și cu unele aspecte de kitsch. Deci să fie foarte clar, arta naivă este arta naivă și nu trebuie amestecată cu fenomenul kitsch. De data aceasta sunt o parte din, să le spun, specialiști ai artei naivii, cum este doamna Catinca Popescu, cum este Măric și mai sunt câțiva, chiar și doamna dr. Voicu, dar sunt și o parte din artiști, să zicem mai tinerei, care au început de pe acum să lucreze și care poate să îndrumați de acești artiști, să le spunem artiști, pentru că nu mai apare fenomenul care am spus eu, kitsch-ul. Pentru mine întotdeauna a fost teama aceasta când mă duc în o expoziție, să nu văd kitsch-ul, pentru că kitsch-ul găsim pe toate mahalalele și în toate târgurile respective, cum era pe timpul pe la mare, fel de fel de lucru. De data aceasta spun că această expoziție este, din punctul acesta de vedere, curată. Invitați speciali ai salonului au fost și inițiatorii, acum mai bine de 20 de ani, ai salonului de artă naivă, Constantin Donea, Val Mănescu și Nicolae Radu, dar și Mircea Stroie, președintele Asociației Naționale a Artiștilor Naivi, care a acordat cu această ocazie diplome speciale pentru întreaga activitate artiștilor naivi Ioan Măric, Constantina Voicu, Salomea Andronic și Catinca Popescu, cât și unor tineri artiști naivi aflați la porțile consacrării. Zice, noi anul acesta poate chiar cel mai bun din timp al Salonului Național de Artă Naivă, de primăvară, cum se mai zice, dar el tot național se numește, obișnuim să prezentăm și alte activități importante ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Astfel, o temă de cercetare s-a concretizat prin apariția unui volum pe care noi l-am intitulat Meșteșuguri tradiționale practicate în județul Bacău, portrete de meșteșuguri, autor, referentul nostru de specialitate, doamna Feodosia Rotava. Volumul se află undeva, acolo, la sfârșit, veți putea să luați în limita unui stoc disponibil. El se distribuie gratuit în cadrul unor schimburi culturale, cu ocazia unor manifestări de gen, și este tipărit cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Bacău. Într-o perioadă istorică ca cea pe care o traversăm în prezent și în care suntem în permanență asaltați de o multitudine de produse de larg consum, multe dintre ele cu o proveniență și de o calitate îndoielnică, ne punem cu toții întrebarea dacă păstrarea și promovarea meșteșugurilor populare mai este de actualitate, dacă meșterii populari mai trebuie să sau nu promovați în continuare. Răspunsul nu poate fi decât unul singur și anume acela că acest lucru trebuie să se întâmple în continuare, dat fiind faptul că păstrarea meșteșugurilor tradiționale este un argument
palpabil al statorniciei și continuității noastre pe aceste pământuri. Marele premiu al salonului, acordat de Centrul de Cultură George Apostu, a fost câștigat de Ioana Gheorghiu, artist naiv din Galați. Sponsorul principal al salonului a acordat premii pentru tematica abordată Dorinei Blănaru, pentru originalitate Mihaelei Damian și pentru compoziție lui Emanuel Tancău. Au mai acordat premii Asociația Inner Wheel și Organizația Județeană a PSD pentru cei mai tineri participanți, Răzvan Lăcătușu, Emil Tancău, Dorina Blănaru, Silviu Pană, Adriana Parfenie și Damian Mihaela. Programul artistic al evenimentului a fost întregit de formația instrumentală Trio Playlist Band.